Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă îți sărbătorești ziua de naștere pe 7 august, te plimbi în razele atenției universale, dar nu-ți place să te simți vulnerabilă sau expusă. O imagine strălucitoare ascunde în mod eficient natura ta interioară, care este misterioasă și predispusă la singurătate, Însă farmecul și prietenia ta îi încântă pe oameni și îi atrage spre tine. Din moment ce ești adesa cu capul în nori, mulți nu te înțeleg și te subestimează. Cu toate acestea, ești pasionată și devotată scopurilor, știi ce dorești să obții și nu renunți până nu ajungi la ceea ce dorești. În mod inevitabil ești implicat în evenimente de tot felul. Ca regulă, comportamentul tău este dificil de prezis. Deoarece natura ta se distinge prin secret, indiferentă de viața de zi cu zi, poți manifesta un interes pronunțat pentru misticism sau spionaj, pazuri, etc. Nu ești niciodată mai fericită decât atunci când reușești să descoperi o bucată gustoasă de informații necunoscute anterior și, poate, despre un prieten sau coleg, într-o oarecare măsură, ești asemenea unui detectiv aduce adevărul și îl consideri interesant și uneori chiar profitabil. Semnul tău zodiacal aparține constelației Leu. Semnul zodiacal Leu este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități: generozitate, dezvoltare diversificată, integritate, atractivitate, abilitatea de a ierta. Fiind în mod constant sub influența soarelui, ai abilități de conducere, poți fi un lider bun, dotată cu inteligență remarcabilă, poți ocupa poziții de conducere în cele mai înalte șaloane ale puterii. Dacă vorbesc despre calități morale, te caracterizezi prin bunătate, noblețe și onoare. Datorită naturii tale impulsive, ai tendința de a lua decizii grăbite, nu întotdeauna informate. Numai munca de zi cu zi pe tine însăți, va permite să-ți direcționezi energia ta irepresibilă în direcție cea bună. Tu te consideri în mod rezonabil ca făcând parte din elita socială, ești nobilă și puternică, autoritară și egoistă. Încrederea în sine și capacitatea de a fi apreciată în societate sunt excelente, dar este util să înveți să te controlezi pentru a nu coplești pe alții. Cu toate acestea, generozitatea ta naturală te ajută, de obicei, la armonizarea relațiilor, din exterior, pare a fi o persoană căreia totul este dat fără efort, fără probleme și aproape de fiecare dată. Cu toate acestea, secretul tău constă într-o capacitate de muncă echitabilă, care te ajută la atingerea înălțimilor sociale și în carieră. Guvernatorul tău astral este soarele, de la acesta tu primești strălucirea personală și integritatea. Soarele este favorabil numărului copleșitor de profesii masculine și a celor feminine care sunt asociate cu manifestarea propriului eu. Planeta ta în exil este Uranus. Lui Uranus îi poți mulțumi pentru lipsa de libertate în gândire, precum și pentru dependența de impresia celorlalți despre tine. Ești pasională, temperamentală, deschisă la tot ce este nou, stăpâna comunicării. În comunicare, Folosești timpul la maxim, ești mândră și pretențioasă față de alții, tu preferi o viață bogată față de rutina obișnuită, de la un partener, ai tendința să ceri recunoașterea propriei tale exclusivități, loialitatea este, de asemenea, importantă pentru tine, tu însă ți-ești gata să fii credincioasă, dacă viața de familie nu se transformă într-o rutină zilnică. Ar trebui să fii atentă la manifestările de antagonism sau ostilitate generată de căutarea adevărului, în special de cei răniți sau compromiși de descoperirile tale, uneori acționezi cu intenții bune, dar nu reușești să urmărești consecințele îndepărtate ale acțiunilor tale, în plus, nu poți analiza întotdeauna profund faptele pe care le-ai descoperit. Ești uneori tentată să ridici vâlul de peste colțurile ascunse ale sufletului tău, să împărtășești unele episoade intime ale tale, dar totuși te temi să faci aceste lucru și continui să te ascunzi. Chiar și o persoană apropiată precum soțul ar putea să nu știe nimic despre acea lume secretă în care locuiește jumătatea lui prețioasă. Poate că acest lucru se datorează faptului că joci mai multe roluri în același timp și cu același succes tu poți părea cel mai obișnuit om de pe stradă și într-adevăr joci rolul unei soții sau părinte exemplar, dar în același timp duci o viață ascunsă pe care nimeni nu o știe. Destul de ciudat, tu câștigi un echilibru într-o astfel de împărțire și reușești să o menții multă timp. Ești foarte cunoscătoare în știința folosirii umorului și a luminării asupra situațiilor potențial periculoase, adesea pentru a distrage suspiciunea de la sine din nefericire, în virtutea obișnuinței, ascuns chiar și cele mai banale lucruri sau tai adevărul din rădăcină, unde nu este deloc necesar. Nu este surprinzător faptul că, chiar și cele mai simple întrebări îți provoacă dificultăți, din dorința de a face informația plăcută, o poți înfrumuseța cu orice. Această ultimă trăsătură te domină dacă ești disperată să trăiești la locul tău de muncă sau în societate în ansamblu și, de asemenea, să fii apreciată pentru ceea ce faci, te distingi față de alții nativi din leu prin astfel de trăsături speciale, ești fiabilă, amabilă, pasională, extravagantă, natura ta contradictorie puternică și mândră, este în concordanță cu sentimentalismul, nevoia de iubire și admirație, tu la nivelul fizic nu ai nevoie doar de atenție, ci de dragoste pe margini, renunțare sacrificiu și dorința unui partener de a se dizolva în interesele tale. Cum afectează data de 7 august soarta ta? Ai tendința să fii misterioasă. Acțiunile tale sunt foarte greu de prevăzut, deoarece caracterul tău se distinge printr-un secret special. Ești indiferentă față de viața de zi cu zi, dar exprimi un adevărat interes pentru misticism și diverse șerade. Dragoste și compatibilitate. În ciuda nevoii de solitudine, dragostea și afecțiunea sunt vitale pentru tine. Într-o relație intimă, simți foarte bine ce vrea partenerul tău. Îți dai sufletul, sufletul lui tău pereche fără regrete, și de aceea bucuria se transformă rapid în disperare dacă se dovedește a fi alegerea nereușită. Cea mai bună relație cu tine este formată cu semne controlate de elementul foc, leu, berbec și săgetător cea mai fiabilă este combinația cu gemenii care sunt luminoși, puternici și independenți, iar uniunea cu ei se bazează pe fundație cea mai solidă, interesele reciproce și capacitatea de a vă simți reciproc. De asemenea, perspective bune pot fi în relațiile cu balanța. Esteți sofisticați din balanță și tu ca un lider luminos din leu puteți crea deseori alianțe foarte benefice pentru ambele părți, o alianță puțin probabil să reziste este cu opusul absolut al tău, vărsătorul. Alianța cu vărsătorul este posibilă numai cu condiția ca acesta să se conformeze rolului sclavului, ceea ce un vărsător nu poate nici măcar imagina, dar să accepte. O alianță nu prea bună te așteaptă cu scorpionul și una nefericită cu taurul, ambele sunt semne fixe, unde perseverența și respingerea dați recunoaște domnia te vor îndepărta ușor. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Ești o vedetă care a primit perseverență și hotărâre. Cu astfel de calități nu este dificil să pui în practică ideile cele mai îndrăznețe. Cauți faima, dar falsitatea și lingușirea nu le ierți. Ai multe talente, cele mai bune sunt cele artistice. Fantezia ta este condusă de Neptun, tu trăiești practic fără cadre și reguli, ceea ce deschide noi orizonturi creative pentru tine, setă de descoperiri, setă de a căuta informații necunoscute anterior, dragoste de adevăr te fac un excelent jurnalist, cercetător, detectiv, de asemenea, te comporți bine în activitatea de analist, poți fi un manager foarte bun, sănătate și boli. Cel mai evident pericol pentru sănătatea ta se află în domeniul psihologiei, poți pierde rapid contactul cu realitatea și astfel demonstrezi un comportament foarte instabil, poți la fel de bine să te temi să aduci un fel de echilibru în viața ta, dar făcând aceste lucruri te supui unui stres enorm, poți evita consecințele neplăcute cu ajutorul terapiei speciale recomandate de experți. Tratamentul eficient nu numai că îți va permite să-ți corectezi comportamentul, ci și să-ți oferi ocazia de a te dezvălui în condiții de confidențialitate strictă. Deoarece sănătatea ta fizică depinde foarte mult de starea psihicului tău, aceasta trebuie să fie în întotdeauna controlată. Destinul și norocul, acțiunile tale nu se pretează la logică. Ești egoistă și, în același timp, poți fi generoasă. Încăpățneată, nepoliticoasă, ești capabilă de fapte cavalerești, pentru a-ți îndruma viața într-o direcție favorabilă, trebuie să înveți să suprimi sentimentele de bază în tine, să-ți contracarezi temperamentul, sfaturi pentru tine, frica de senzația de vulnerabilitate limitează capacitățile tale creative, profesionale și spirituale. Trebuie să-ți amintești cât de important este să te relaxezi în timp pentru a avea ocazia de a privi sarcina dintr-o altă perspectivă. Orientează talentul cercetătorului într-o direcție constructivă. Fantezia ta poate fi aplicată la lucruri mai extinse decât satisfacția personală. Încearcă să fii cinstită cu cei dragi și, cel mai important, să rămâi autentică pentru tine. Ce cadouri ți se potrivesc pentru tine? abordarea este mai importantă decât orice. Darul trebuie prezentat, nu este predat, dat, înmânat și așa mai departe. Pentru ziua ta de naștere, tu ca o leoaică, regina fiarelor, îți place să accepti daruri, de preferință într-o atmosferă de solemnitate și teatralitate. Procesul ar trebui aranjat cât mai pompos posibil, florile într-un coș, oaspeții într-un semicerc, tu în centru, de preferință într-un fotoliu, cum ar fi un tron, pe care apoi îl poți părăsi ca respect pentru valoarea cadoului. Felicitarea este de dorit a fi ideal de mare, să aibă obligatoriu flori și litere aurite, să conțină mai întâi laude și aprecierile la adresa ta, și abia după aceea urarea în sine. Darul în sine ar trebui să fie înfășurat în hârtie de aur, cu o butonieră imensă în loc de un ax sau scoci. Nu poți face economii la cadouri pentru tine. Cadoul trebuie ales într-un stil elegant și scump, evitând falsurile. Numai exclusiv și real. Pentru tine se potrivesc lucrurile pe care să te odihnești, doar tu nu te-ai născut să țin doi spatele. Cel care îți pregătește un cadou ar trebui să-și amintească că nu-ți plac tonurile plictisitoare, dar preferi cele luminoase, vesele. Vei accepta cu plăcere operele de artă pe care te consideri a fi cunoscătoare. Nici o bucurie nu se va vedea pe fața ta, primind, deși scumpă, o copie după un Rembrandt. Este mai bine o pictură a unei artiste de stradă necunoscut, dar unic. Dacă acest cadou este pentru o sărbătoare comună, de exemplu, anul nou, atunci ar trebui să ți se dea un cadou cât mai solen posibil. Tu nu te plictisești niciodată de decorațiuni, dar nici de niște bijuterii, evident că din aur. Stilul tău este al lui al 16-lea. Luminozitate, pompă, aur, cel puțin aurit. Nu trebuie uitat în colț, dar într-un loc proeminent, pentru a grava monograma ta. Tu ești foarte mândră de numele tău, așa că, dacă dăruitorul găsește hârtie de aur, pentru a imprima câmpul în care este numele tău, sau numele tău va fi tipărită de mai multe ori cu aur. Atunci este imposibil să vezi un balsam mai bun pentru sufletul tău. Să ți se dea orice mizerie pe care este scris numele tău, o vei arde, iar darul își va găsi refugiul în cel mai proeminent foc. Florile de ziua ta sunt foarte potrivite. Orhide, trandafir stacojite te vor încânta. Vorbind despre bijuterii de aur, de preferință, trebuie comandate individual la un bijutier, ar trebui gravate cu inițialele tale, telefoane, tablete, numai cele mai recente modele și mărci de prestigiu, parfum, cosmetice, de la producători de renume, același lucru este valabil și pentru haine și accesorii. Aceste elemente ar trebui să fie la modă, extravagante, culoarea ar trebui să fie portocalie, roșie sau galbenă, nu trebuie să uite care va de tratamentul pentru tine, pentru masa festivă, îți va fi util un cadou ca o cutie elegantă de ciocolată, o sticlă de șampanie de marcă sau chiar un pachet de super delicatese de peste măr și țări, un cadou preambalat din supermarket, îl vei considera un comportament inadecvat, ba chiar un cadou în jositor, ca pisică grațioasă, adori confortul și, prin urmare poți accepta o pătură de lux, o pernă elegantă, o pernă cu paiete sau o vază de flori strălucitoare nu te va mulțumi cu caracterul său practic, ci cu aspectul original. Dacă cineva nu este decis sau nu are nicio idee despre ce să ți da cadou, atunci problema poate fi rezolvată prin plasarea banilor într-un plic frumos colorat, vei decide pentru tine însă ce să cumperi cadar și apoi să-i spui despre asta. Nu vei uita niciodată valoarea darului și vei căuta să-l onoresc pe donator în egală măsură de ziua lui. Acest este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.